Bună ziua! Bună ziua! Pentru început, spuneți-ne, cum se prezintă segmentul de apartamente noi la început de an? Pe partea de apartamente noi, da, segmentul de apartamente noi la noi pe piața imobiliară, se prezintă foarte bine. Suntem mândri să recunoaștem că la ora actuală avem câteva proiecte care se vând foarte bine, da? Adică dacă am avea și suportul băncilor ceva mai mult, ar fi și mult mai ok. Care este noul proiect rezidențial din portofoliul Imozon? În portofoliul Imozon avem mai multe ansambluri rezidențiale la ora actuală, între ele se remarcă într-un mod deosebit In-Town Residence Păcii, situat în strada Oboga. Da? Este un dezvoltator nu neapărat nou la noi în cadrul firmei, cât blocul este nouă construcție. Nu? Cum își propune In-Town Residence Păcii să răspundă nevoilor pieței de locuințe noi în București? Se pune foarte mare accent pe facilitățile care le oferă ansamblul la ora actuală pentru clienți, da? Tot ce înseamnă în apropierea ansamblului, vecinătățile lui, cât și suprafețele raportate la prețurile de pe piața imobiliară la ora actuală. Din punct de vedere al facilităților și al prețurilor oferite, cum vă situați față de alte ansambluri rezidențiale? Raportul preț, calitate-preț sau preț-suprafață, da, este foarte bun. Suprafețele sunt mari, compartimentările sunt diferite, prețurile sunt bune. Cât de importantă este pentru clienți locația, dar și apropierea ansamblului rezidențial față de metrou? Este unul din cele mai mari criterii pe care se bazează dânsii în alegerea făcută în achiziționarea unui apartament. Majoritatea, noi spre norocul nostru, majoritatea proiectelor care le avem în portofoliu la ora actuală sunt în apropiere de metro. Dezvoltatorii noștri țin foarte mult cont de consultanța oferită de noi. Pe lângă apropierea față de metro, de ce alte aspecte țin clienții cont în alegerea unui apartament în In-Town Residence? Majoritatea timpului de preț și suprafață. Raportul preț-suprafață este primordial. Toată lumea caută un apartament mare, spațios și frumos, dar și prețul să fie cât mai jos. Da? Sunt prețurile puse special pe suprafață. Ce soluții financiare preferă persoanele interesate de achiziționarea unei locuințe în acest ansamblu? Bineînțeles, programul Prima Casă, primul în top, după creditul ipotecar, dar este și acela o variantă, și varianta cash. Dar, într-adevăr, Prima Casă ne-ar ajuta foarte mult, nu doar pe noi, cât și pe clienții totodată mai mult pe ei. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe dezvoltatorimobiliar.ro? Să ne viziteze la dumneavoastră pe site, o dată, și a doua oară să viziteze și site-ul nostru, unde avem o gamă destul de variată de ansambluri. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!